distinși și onorați părinți, bunici, deosebit de dragi elevi, vă rog să-mi permiteți să vă transmit salutul domnului primar al municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu. Domnul primar apreciază ceea ce se întâmplă în școlile din municipiul nostru, sprijină și susține promovarea excelenței. Dragi elevi, sunteți într-un moment deosebit al evoluției dumneavoastră. În această minunată zi de mai, ne bucurăm să fim împreună cu dumneavoastră și să împărtășim emoțiile pe care le aveți la sfârșitul celor 4 ani de liceu. Sunt convins că vă despărțiți cu greu de ceea ce a însemnat colegiul Traian Alescu pentru dumneavoastră. Vă dorim să aveți împliniri și realizări în tot ceea ce veți face de acum înainte. Bate la ușă un examen important, bacalaureatul, și suntem convinși că dumneavoastră, ajutați de distinșii dumneavoastră profesori, veți avea o evoluție la nivelul așteptărilor dumneavoastră și la nivelul așteptărilor părinților care v-au susținut pe întreaga evoluție a dumneavoastră în anii de liceu. Așa cum celebrul Einstein spunea în momente asemănătoare, vrem să vă transmitem și voi și noi aceeași urare, să aveți parte de viitorul pe care îl meritați. Mult noroc în tot ceea ce faceți!